Salut, camarazi! Crăciun fericit! Astăzi e ziua de Crăciun. Hai că poate v-ați plictisit de sarmale, de cârnați afumați, de fleci, de bere, de vin, să vă mai descrețeți frunțile, să vă mai povestesc de ale noastre. Aseară m-am uitat și eu vreo jumătate de oră la meciul de fotbal din Serie A la Genoa, care juca în deplasare la Sassuolo. Cam amândouă sunt spre retrogradare, știți? Știți că la Genoa joacă doi români, Pușcaș, care e rezervă de lux, așa de mult timp, și Radu Drăgușin, care a fost cumpărat de la Juventus. Radu Drăgușin are impresar pe Manea, mi se pare Florin Manea sau Florea Manea. Bă, mie personal impresarii ăștia sunt cam nesuferiți. În primul rând, Veri Becali sunt total nesuferiți. Ana Maria Prodan și mai și. Și începe să-mi fie nesuferit și Manea asta. Cred că e o cârdășie sau omul bagă niște bani pe la redacțiile, la televiziuni, la Naum, la toți ăștia, Ioanițoaia și cei care mai sunt pe acolo, așa, ca să-l laude pe Drăgușin. Văd, Doamne, Mane așteaptă apeluri de la Manchester United, de la Bayern München, de la Atletico Madrid, vrăjeală pentru fraier, știți? Nu așteaptă nimic. M-am uitat aseară la meci și m-am uitat special la Drăgușin. Au jucat doi români, Boloca la Sassuolo, care ăștia îl vor în națională. Mi s-a părut varză murată. Radu Drăgușin mi s-a părut și el tot varză. În primul rând că Sassuolo e o echipă care joacă, stai să mă uit pe aici, pe locul 15, deci are 3 puncte, o despar 3 puncte de ultimele 3 locuri de retrogradare. Deci în coada clasamentului. Boloca a jucat la ei, deci o echipă care să bate contra retrogradării are viața grea întotdeauna. Genoa e tot pe acolo, știți? Deși Sassuolo e o echipă de pe locul 15, Radu Drăgușin, până minutul 73-75, era sufocat de atacantul celor de la Sassuolo. Păi dacă e sufocat de un atacant de la Sassuolo, care e pe locul 15, cum o să fie când o să joace cu Juventus, cu Milan, cu Bayern München sau, eu știu, cu Real Madrid? Deci o să fie varză, înțelegeți? M-am uitat la el, nu e nimica de el, are deja 22 de ani, e un fundaș primitiv, n-are tehnică, are fizic și atâta, dar asta au mulți fundași, că asta e tipic pentru orice fundaș central. Și la fel de tipic e că fundașii centrali sunt greoi, înalți, greoi și masivi. Așa, l-am văzut că a dat și el, nu știu, 3-4 goluri în campionat, de pe la cornere, pe la lovituri libere. A sărit în ultimele minute de 3 ori la cap. De 3 ori a trimis mingea 3-4 metri peste poartă. Deci omul nu știe, n-are nici timing, n-are nici viziune, n-are nimica. Deci e varză, știți, așa, poate că a dat goluri cu echipe de-astea mai pârlite, sub ei în clasament. Așa, eu zic că Manea impresarului minte cu nerușinare și ne ia drept proști. Așa, mai cred iarăși că dă bani pe la voia după la televiziune ca să-l laude pe Drăgușin, să-l vândă undeva, dar nu o să-l ia nimeni. La modul ăla în care joacă el e tocmai bun pentru Genoa. Genoa a fost retrogradată și a urcat anul ăsta, știți? În momentul de față tot pe la retrogradare se bate, știi? Are câteva puncte în plus față de cei retrogradați. Ieri a bătut cu noroc în ultimele minute cu o pasă cu călcâia lui Good Johnson. A scăpat un african acolo și a dat golul. Fundașii erau doi pe el, dar tămâie fundașii lui Sassuolo.
Vă dați seama, echipă de pe locul 15, toată echipa e varză. După mine n-a făcut Drăgușin, n-a făcut niciun spanac, deci v-am zis, are tehnică primitivă, are deja 22 de ani, dacă era geniu la 22 de ani trebuia să fie măcar la Atletico Madrid sau la Chelsea, dacă la 22 de ani joacă în retrogradare, la retrogradare în Italia, nu o să iasă mare spanac. Așa. Mai avem mai mulți jucători în Italia, majoritatea joacă de la locul 15 spre ultimul loc din seria, știți? Răzvan Marin joacă la Cagliari, care e pe antepenultimul, e pe locul de retrogradare, pe primul loc de retrogradare, mai e Salernitana și încă o echipă sub ei, restul și ei sunt pe loc de retrogradare. Deci e viața grea când ești pe loc de retrogradare. Genoa e pe locul 13, e la 6 puncte de retrogradare, deci momentan se bate contra retrogradării. Mai greu să ajungă pe locul 8 sau 10, deci mai repede spre coadă decât spre cap. Știți și voi că Chiricheș a jucat și el în Italia, a fost rezervă de lux la Napoli, după aia l-au dat la Sassuolo să scape de el, că făcea numai gafe. A jucat la Sassuolo, a avut multe accidentări, deci românii în general ori sunt în Seria B în Italia, ori la echipe din coada clasamentului care se bat la retrogradare. V-am zis, Sassuolo, unde joacă și Boloca, care lumea îl vrea la națională, dar mie mi s-a părut zero barat, așa, are trei puncte până la locurile de retrogradare. Niciun român, v-am zis, nu joacă în primele 8-9 echipe din Serie A în Italia. Vă mai aduc aminte așa că au mai venit jucători români de afară, Cârjan, care era probabil la echipa a doua lui Arsenal, l-au adus cu tam-tam la Rapid și acum îi dau papucii că n-a confirmat. E și mic, e și slab și e un fiasco. După aia am văzut că Farul l-a vândut pe Mazilu la Brighton. M-am uitat la un meci al lui Farul cu Rapidul. Mi se pare, n-am văzut decât un șut de pe la 16 metri frumos în tot meciul de la Mazilu. Deci eu zic că nu prinde nici vestiarul lui Brighton, știți? Până la urmă cred că o să fie cum a fost în ultimii ani, îl cumpără și lasă tot împrumut la Farul. Deci sau un fel de spălare de bani, cred eu. Luis Munteanu, tot de la Farul la fel, a fost vândut la Fiorentina pe 1,5 milioane. Astea nu sunt prețuri. Sârbii sunt vânduți între 10 și 40 de milioane și Luis Munteanu a fost vândut pentru 1,5 milioane, adică pentru banii de tramvai. Așa, eu tare mi-e teamă că o să mergem la European anul viitor și o să ne calce toată lumea în picioare, cum ne-a călcat și la mondialul de rugby în vara asta, că nu că ne-au bătut cu 82-0, cu 78-0, ne-au călcat în picioare, ne-au umilit, ne-au înjosit. Păi, frate, decât să mergem la europene, să ne bată tot, să ne facem de cacao, mai bine stăm dracu în țara noastră, aici jucăm între noi, știi? Așa, că la lichelele alea de la federație nu-i interesează că ne facem de râs. Burleanu și-a luat primă de 800.000 de euro, a împărțit-o cu Voichin, cu Stochiță și alți hoți după la federație, hoți securiști. Pe Burleanu doare la bască de România, că ne calcă lumea în picioare, că râd de noi, că ne umilesc, nouă, nu interesează. Cu Radu Drăgușin la Genoa mai joacă și celebru Pușca și celebru prin lustrui banca de rezervă și prin goluri rare, rare. E atacant, dar el dă goluri foarte rare. Deci
Ăsta nu e un atacant, s-ar putea ca anul viitor să-l vedem în Liga Română, știți că nu-l vrea nimeni. A mai jucat pe la Brighton, mi se pare, n-a făcut nimica, nici pe Nabilia, pe la Reading, mi se pare, n-a făcut nimica. E un atacant care nu dă goluri, deci ăla nu e atacant. Și în ultimii 10-15 ani, dacă mai țineți minte, i-am avut pe Ian Zicu, pe Ali Bek, pe Daminuță, pe Ianis Hagi, nimeni n-a făcut nimic afară, toți s-au dus boi și au venit vaci, n-au rupt gura târgului, Ali Bek a rupt discotecile pe la Milano, ăia alții probabil că la fel, Ianis Hagi îl poartă tasul ca pe Sfânta Paraschiva, bap în Belgia, bap în Scoția, aiurea. Să vede că e un jucător care n-are har, n-are nimica, e așa de pan plaisir, cum să zice în franceză, s-a dus la Alavés unde e rezervă și acolo. Deci e limpede, ăsta nu e jucător, e rezervă. Poate să joace 15-20 de minute, dar dacă joacă tot meciul nu face nimica. Deci am grijă așa că la mondiale o să ne facem de cacao, dar în mod masiv. Naționala nu joacă nimica. Jucăm exact cum jucăm și la handbal cu Cristina Neagu. Încet, lent, previzibil, fără viteză, fără dribbling, fără nimica. Deci ne citește lumea imediat și ne-a blocat. Înțelegeți? Nu suntem echipă de caracter, nu avem oameni care să bat, care să moară pe teren. Jucătorii români ascultă manele toată ziua, în căști și pe la antrenamente, se antrenează cu căștile pe urechi. Deci, oameni fără caracter, fără sânge în instalație, de doi bani. În ultimii 20 de ani, dacă nu mă înșeală memoria, doar doi jucători români au confirmat afară. Chivu, care a făcut carieră la Inter, și Ștefan Radu, care a făcut carieră la Lazio ani de zile. Știți? Restul, niciunul din românii care au plecat de aici n-au confirmat. Înseamnă că se greșește începând de la junior și de la pitici se greșește, nu se face ce trebuie, banii mănâncă șmecherii de la federație, nu se pune suflet, antrenorii dacă nu sunt plătiți, normal că nu-și rup sufletul, mai au și ei acolo și au o sacoșe și cu ceva alimente să mai bage un jucător doi câteva minute pe teren să-i facă și lui un nume. Deci fiecare se descurcă cum poate, deci greșeala și exemplu vine de la Burleanu și de la haita de securiști mafios care domină Federația Română. Deci după mine ce am văzut ieri la Radu Drăgușin e vrăjeală, nu e, e un fundaj banal, obișnuit, nu o să joace niciodată, nici la Bayern, nici la Paris Saint-Germain, nici la Atletico, nici la Chelsea, nici măcar la Brighton, cred că nu o să joace, sau la Sunderland. Așa. Vă pup cu drag, vă aștept la comentarii. Crăciun fericit și rămâne precum catarii, umăr la umăr pe drumul vieții. Pa, camarazi!